Ei, în momentul în care iese prin chakra coroanei, el se deschide exact ca o fântână arteziană. Înfloriște exact ca un lotus, dar exact ca un lotus. Și începe să emite lumină. Asta se spune floarea de lotus. Cât timp? Ce? Cât timp ce? Se produce imediat? Nu, asta se produce în meditație. Deci ieși și sunt aia. În momentul în care ajung în floarea de lotus, ăștia sunt văzduhiști așa. Sunt zen. Nu-i mai interesează sexul, lumea asta, bani, n-am ce treabă. Bun. Sunt așa. Zen. Bun. Nu-i rău. Asta este o etapă. De multe ori este confundată. Pentru că există următoarea etapă. Deci asta este eliberarea. Da? Deci e trezirea. O luăm așa frumos. Somn. Trezire. Eliberarea. Și transformarea. Este transformarea. Bine, asta e informație, nu știu, o dau pentru că am auzit atâtea tâmpenii. Sunt maicile mei care n-au înțeles ce e transformarea. Deci, chakra Kundalini vine să se întoarce. Se poate face și o meditație. Și se duce odată, de două ori, de trei ori și se transformă în om. Adică, chakra ăsta Kundalini, din nou, deci asta ce este, de fapt? O larvă, domnule. Asta e larva și corpul ce e? Cum să vă zic eu? Pupa aia în care trăiește. Numai că e o pupă care se mișcă. Dar ăsta e sinele omului și omida. Și se transformă în fluture. Se transformă în om. Adică ăsta se transformă în ăsta. Care intră în omul respectiv. Stă în omul respectiv. Că drăguț a fost întrebarea unei maestre al meu. Zice, băi, zice, eu dacă mă măsor pe mine, îmi iese că sunt în mine. Dacă măsor, dacă șapele Kundalini este în mine, îmi iese că nu mai e. Nu e în mine. Cum adică? Sunt în mine și totuși nu sunt în mine. Și îi spun. Pentru că șapele tău Kundalini nu mai e șapele Kundalini și te-ai transformat în om. Aaa. Normal că dacă te-ai transformat, nu mai e șapele Kundalini în tine. Ai om. Tu. Și de aici continuă etapele. Ai făcut bine. Capeți, aripioare. Ai făcut bine. Capeți, cununi. Ai făcut bine. Capeți, daruri divine. Bunătate. Iubire.